Detoxifierea organismului este un termen la modă, deși în condiții normale organismul uman este capabil să se curețe singur, creșterea nivelului de stres, lipsa exercițiilor fizice, dieta necorespunzătoare și stilul de viață nesănătos, și asta ca să nu mai vorbim de creșterea toxinelor din mediu, pot pune la grea încercare sănătatea. Și cum nu putem evita în totalitate toxinele, este important să ne ajutăm corpul să scape de ele. Procesul de eliminare a toxinelor din organism este, potrivit specialiștilor, cea mai bună metodă de a preveni o serie de probleme medicale, cum ar fi cele legate de oboseala cronică, de imunitatea scăzută, de alergii sau schimbări hormonale. Funcția de detoxifiere este un pic mai complicată. Din ce cauză? Toată lumea știe și bănuiește ce înseamnă detoxifiere. De fapt, și de drept, detoxifierea înseamnă ușurarea muncii organismului, ușurarea muncii celor care prestează pentru organism, deci a ficatului și a celorlalte organe. A detoxifia organismul înseamnă a-l curăța de compușii care sunt nocivi, de compușii care îl îngreuiază, de compușii care îl fac, dau o stare de oboseală, de rău. Știți ce este aceea o detoxifiere? Eliminarea toxinelor din organism, de pe colon, în esență, cred că acolo se rețin, decât în mușchi sau în alte zone. Un lucru pe care nu multe persoane vor să-l accepte este să nu exagereze. Regimul de detoxifiere nu este o cură de slăbire. Aceste diete trebuie ținute pentru o perioadă scurtă de timp. Specialiștii atrag atenția că persoanele care recurg la detoxifiere cu scopul de a slăbi vor avea surpriza neplăcută să constate că le este din ce în ce mai greu să-și mențină greutatea și procesul de slăbit va fi unul mult mai dificil mai târziu. Pentru o detoxifiere corectă, care sunt pașii exacti care trebuie urmați? Primul și în primul rând, pentru a începe o detoxifiere, trebuie să-ți pregătești trupul și mintea pentru asta. Deci, pasul 1 ar însemna renunțarea la toxice, alcool, fumat. Pasul 2 ar însemna alimentația curei pe care o ai decis să o faci. Așa. Și pasul 3, și foarte, foarte important, ar fi igiena somnului și odihnei. Deci trebuie să-ți pregătești mintea pentru asta și trupul. Ați făcut vreodată o astfel de cură? Nu, recunosc că nu. Acum depinde și de organism, fiecare cu reacțiile lui la orice regim. Crezi că este bine să facem aceste cure? Da, pentru sănătatea noastră. Pentru ameliorarea simptomelor se recomandă exerciții fizice ușoare, precum înotul, mersul pe jos sau yoga. Mai multe detalii despre acest subiect puteți urmări sâmbătă 21 martie în cadrul emisiunii Mondenități cu Andreea, începând cu ora 12.